Bună ziua, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu proful online. Iată-ne din nou la treabă. Așa am început eu lecția. Pentru cei care nu știu, pentru că pe internet, dacă tastați acolo, proful online, ajungeți la lecțiile mele și vedeți foarte multe lucruri interesante. Așa că nu lungim vorba, ci trecem repede la treabă, fiindcă este și cineva de clasa 11-a. Voi, cei de-a 12 aveți nevoie de toată materia, nu se pune problema să aveți restricții, să zicem așa. Așa că mă gândesc să fac ceva cu limite de funcții. Funcții, limite de funcții, da? Limite de funcții. Continuitate. Mai întâi, ce are o funcție? Vine vorba. Deseori auzim să dă funcție, a fi o funcție, nu știu cum, dar în înțelesul nostru așa, ce are o funcție? Legătura dintre două mulțimi. Așa, o corespondență care se realizează între două mulțimi, care trebuie să îndeplinească niște condiții. Adică, ce să facă? Să aducă un element din... Fiecărui element. Foarte important. Fiecare element din prima mulțime, la pornire, se corespunde unul și numai unul din cea de-a doua mulțime. Asta este esențial. Deci, două sunt condiții. Fiecare, adică tuturor elementelor se le pun în corespondență. Și nu se le pun un element să aibă două sau mai multe imagini. Adică, exact unde afla într-o intersecție și pleci în același moment în două sau trei direcții. Nu se poate. Deci funcția are aceste două pretenții, pleacă tot și nu-i voie ca un element să aibă două sau mai multe imagini. Da? Deci prin funcție, când zicem așa, fie funcția f definită pe a cu valori în b, de fapt indicăm prin a mulțimea elementelor cărora le punem în corespondență. Da? Deci domeniul de definiție, spunem aici, da? Domeniul de definiție. Deci domeniul de definiție. Și mulțimea ce rezultă, sau mulțimea Y-urilor, sau mulțimea imaginilor, o găsim în B. Deci ce rezultă, găsim în B. Da? Și cum facem corespondența? Cum o facem? Trebuie după o rețetă. După o lege. Da? O lege, o rețetă trebuie să am la dispoziție. Așadar, de regulă spunem, fie funcția f de x, hai să luăm un exemplu. Asta se numește codomeniu, da? Codomeniu. Sau o se mai numește și mulțimea valorilor. Fie funcția f de x egal cu radical din 3x plus 1 supra 5x minus 2. Cum observați, am indicat în momentul de față ce am indicat. Legea de corespondență, modul în care voi face asociația. Da? Deci am indicat modul de asociere. Dar nu este corect dată funcția. Că funcția presupune să știu legea, să știu domeniul. Cu domeniul nu mă frământ într atâta. În anumite probleme caut să văd mulțimea Y-urilor sau imaginea funcției, spunem de multe deseori. Dar în clipa de față, cum am dat aici, nu este corect. Trebuie să indic repede. El definită pe Ionuț. Cum facem? Cum stabilim domeniul definiției? Păi, ce? În primul rând, nu mă arăt numitorul la fracție trebuie să fie pozitiv. Nu pozitiv. Numitorul? Ce știu de zero. Diferit de zero, da. Deci există fracția că numitorul diferit de zero, nu pozitiv. Da. Așa. Și încă ceva. Să luăm dinspre exterior. Ce funcție vedem la... Care e funcția? E funcția radicală. Radicalul de ordin par. De ordin 2, de ordin 4. Ce știm despre funcția radicală? Radical de ordin par. Se pozitiv. Cum? Este mai mare ca 0. Cine este mai mare ca 0? Funcția. Atenție, Ionuț. Deci funcția radical lucrează. Adică, să înțelegem, radical din minus 4 poți să faci cu
Cu cine este egal radical minus 4? Minus radical din... Este minus, minus cât? Cât este radical minus 4? Haide să vorbim, haide să ne dăm drumul la discuție. Cu multă negeritate, așa, nu, nu pun note aici, este o discuție prietenească. Cât face radical din minus 4? Tu te numești? Dragoș. Ana? Roxana. Și Roxana. Ana, Roxana, Dragoș. Radical, de fapt, ce înseamnă a extrage radical dintr-un număr? Înseamnă a ne interesa de altcineva, un alt număr, ca radical la puterea dată de indice radicalului, sunt de exact 5 sub radical. Cine ridicat la a doua să facă minus 4? Hai îndrăzniți, vă, nu, repet, nu, nu, fără nicio pic de... Pe o putere pară, nu poate să dea un număr negativ. Deci cineva la o putere pară, adică cineva care a ridicat la a doua, să ne dea minus 4. Da. Vă gândiți la minus 2? Păi minus 2 la a doua înseamnă minus 2 ori minus 2 și face 4, plus 4. Să fie 2, doar simplu 2, 2 la a doua, tot 4. Deci nimic nu se poate. Radical de ordin 2, par, 4, 6, de ordin par, nu există decât dacă sub radical se află numere pozitive. Deci radicalul de ordin par există, poate să facă treabă, numai dacă are numere pozitive. Așadar, așa ceva nu se poate. În mulțimea numărilor reale, atenție! Că dacă ar fi în vorba în mulțimea numerelor complexe, cât ar face aici? Ar face cât? Minus 2i. Nu, pardon, 2i. Că minus 1 la pătrat face i. Și atunci radical din 4 e 2 și rămâne 2i. Deci e număr complex ăsta. Da? Ei, să ne întoarcem. Dar radical din indicii 3 din 27 cât face? Cine la a treia să facă 27? Ori 3 ori minus 3. La a treia. Deci, cine la a treia să facă 27? 3. 3. Egal cu 3, pentru că minus 3 la a treia e egal cu minus 27. Dar radical de ordinul 3 din minus 27. Face minus 3. Așa, Roxana, minus 3, pentru că minus 3 la a treia, minus 3 la a treia, egal cu cât? Cu minus 3 ori minus 3 ori minus 3 de 3 ori, face minus 27. Deci egal cu minus 27. Deci, vedeți, radicalul de ordin 3 n-are pretenții. El zice, dacă îmi pui sub, dedesubt număr pozitiv, îți dau răspunsul număr pozitiv. Dacă pui număr negativ, îți dau număr negativ. Deci eu n-am nicio supărare. Eu știu să fac treabă și din numere pozitive și din numere negative. Deci radicalul de ordin 3 nu are nicio pretenție. De ordin 5, de ordin 7 și așa mai departe. De ordin impar. Deci radicalul din indice 2n plus 1, da? 2n plus 1, există oricare ar fi x real. Și din x pozitiv și din x negativ. Dacă e din x pozitiv, îți dă răspunsul, cum a fost la noi, 27, ne-a dat un număr pozitiv. Dacă e din număr negativ, ne dă un număr negativ. Radicalul de ordin par are o mare problemă. El îi tri și spune, eu nu pot face treabă decât dacă mă asigur dedesubt să fie acolo număr pozitiv. Deci, radical de ordin 4, de ordin 2 din 4, e egal cu 2. Da? Știi să se descurce dacă îi punem dedesubt un număr pozitiv. Valoarea sa e tot un număr pozitiv. Radical de ordin 4 din 16, cât ar fi? Cât e radical de ordin 4 din 16? 3. 2. 2. De ce? De ce 2? Pentru că 2 la puterea a 4 este egal cu 16. Da? Ăsta e motivul. Deci ai extrage radicalul dintr-un număr, înseamnă a te interesa de un alt număr, Dragoș, care e ridicat la ce putere? La puterea dată de indice radicalului, să ne dea exact expresia de sub radical. Bun.
Întorcând la exercițiul nostru, ce indicele are radicalul de aici? 2. Ce știm despre indicele 2? Nu acceptă numere. Nu acceptă numere pozitive. Deci ce trebuie să cerem? Ca numele trebuie să fie de fapt. Ca toate expresia de subradical, toate expresia să fie număr pozitiv. Deci condiția care o punem urgent este asta. Anume, 3x plus 1 supra 5x minus 2, 3x plus 1 supra 5x minus 2, deci asta e condiția, 3x plus 1 supra 5x minus 2, să fie mai mare egal de 0. Deci asta e condiția urgentă. Și acum, cum rezolvăm în ecuația asta fracționare? Să ne interesăm care sunt x și aceea la întâmplare să-i locuim și să-i dea număr pozitiv? Cum rezolvăm în ecuația asta fracționară? Că noi am vrea să găsim toți x-ii pe care dacă îi înlocuim, aici, după calculul care îl face, să-l dea un număr pozitiv. Cum rezolvăm problema asta, în ecuația asta fracționară? Ionuț? Deci cum rezolvăm în ecuația asta fracționară? Hai mă, că e simplu, mă. Aduce la o ecuație de gradul 3. Să aducem la ecuație de gradul 2. Cum poți tu să-mi aduci pe asta la ecuație de gradul 2? Ia să vedem. Okay. Încercăm să nu ținem că suntem toți și într-o parte. Da, dar ca să aduc la același numitor, uite, n-am numit. În partea asta e 0. Cum să reușim să ghicim x-ii aceia, nu-i putem ghici, că sunt foarte mulți. Nu mă pot gândi așa, să dau la întâmplare, că nu știu dacă iau pe toate valorile. Că unele s-ar putea să le găsesc, altele bune, altele să fie rele. Ne gândim la următorul lucru. Hai să notăm cu f1 de x. Funcția asta de gradul 1 de sus. 3x plus 1. Da? O gândim. Dăm numărătorul, nu? Îl notăm cu f1 de x. F1-ul ăsta, ce fel de funcție este? E definită pe cine? X-ul are voie să fie orice număr real aici. Nu e nicio supărare. Nu mai este fracție, nu e nimic, nimic, nimic. Pur și simplu orice x poate să fie aici. Deci f e definită pe f, adică x-ul poate să fie orice număr real. Iar ca valoare, când găsim după ce lucrăm, îi dă tot o număr real. Deci ea spune că f e definită pe el cu valori în r. F2 de x, cea de-a doua funcție, f2 de x egal cu cine? Să zicem asta de la numitor. 3x minus 5x minus 2, da? 5x minus 2. Asta e cea de-a doua valoare, f2 definită pe cine? Tot pe el, e funcție de gradul 1, nicio supărare. Deci ea fi definită pe el cu valoare iar. Și acum, hai să facem un tabel în care să vedem corespondența pe care o realizează, da? Deci x-ii pot să fie de la minus infinit la plus infinit pentru prima funcție. Pentru 3x plus 1. Deci x-ii sunt de la... E funcție definită pe el, adică orice număr real am locuit, se poate lucra, găsesc imaginea. Și acum să zicem 3x plus 1, f1, punem aici f1 de x, care e 3x plus 1. Și 3x plus 1 are ca imagine pe 0. Pentru ce x? Deci dacă luăm egal cu 0, care va fi x-ul pentru care 3x plus 1 egal cu 0? Minus 1 pe 3. Mai începeți cu curaj, haideți să mă ajutați să conduceți cu exercițiul. Minus 1 pe 3. Adică, imaginea unui minus 1 pe 3, da? Deci prin funcția asta, dacă locuiți pe x cu minus 1 pe 3, imaginea cât este? 0. Înseamnă că de acum, dacă luăm un x în partea stângă sau în partea dreaptă, voi obține fie numere negative, fie numere pozitive. Hai să luăm la întâmplare. Să luăm pe 0. 0 este aici, da? E dincolo de minus 1 pe 3, da? Minus 1 pe 3. Vine număr negativ și numărul 0. Pozitiv în continuare. Cât este imaginea cu 0, Dragoș? F de 0. 1.
Deci, imaginea lui 0 este 1. Ce fel de număr am obținut? Pozitiv. Ei, află că de acum orice x e dat din zona asta, y va fi mai pozitiv. Și facem, și punem și noi plus, 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 că obținem numere pozitive. Dacă o să luăm un x în partea asta, altă, e curiozitate să luăm pe un x în partea asta, altă, nu are minus 1, face un număr negativ. 3 ori minus 1, minus 3, și cu 1, minus 2. Deci vom apela lui minus 1, îi corespunde minus 2, și atunci spune minus, minus tot timpul. În felul ăsta, am făcut, am sesizat, cum anume, funcția asta de gradul 1, realizează corespondența și observăm că pentru x și de la minus infinit la minus 1 pe 3, y sunt negativi, iar de la minus 1 pe 3 încolo, y care se obțin sunt numere pozitive. Să zicem în limbajul ăsta foarte repede, am făcut semnul funcției. Nu? Zice, hai să facem tabelul de variație a funcției. Dar voi mecanica să înțelegeți până acum. N-ați înțeles nimic din ce înseamnă de fapt că noi urmărim y aceea, negativ sau pozitiv. Asta facem. Și acum să trecem și la cea de-a doua funcție, tragem linie. Cea de-a doua funcție e 2 de x, care este cât? 5x minus 2. Aceea de-a doua funcție, 5x minus 2, când devine 0? Când are pe 0 pe aici, din mulțimea y-lor? Deci 0, când se obține? Pentru x egal cu cât? 2 pe 5. Deci la 2 pe 5, care e dincolo de 0, pentru x-ul 2 pe 5, y-ul care se obține este 0. Da, ca orice numere de acum, în partea asta o să fie probabil de un semn, și în partea cealaltă de un alt semn. Și acum luăm un x în zona de la minus infinit până la 2 pe 5. Un x care vreți voi. Eu l-aș lua pe 0, că mi-e place foarte tare. De ce? Că mi-e ușor să calculez. Cât face f de 0? Minus 2. Deci imaginea lui 0 prin funcția asta acum, prin cea de-a doua, este aici minus 2. Adică vor fi minus tot timpul aici. Toți y care o vom obține de la minus infinit până la 2 pe 5 vor fi tot timpul negativ. Cu x și de dincolo, cu x și de dincolo de 2 pe 5, vom obține y pozitiv. La clasă vi se spune. Pentru funcția de gradul 1 la stânga spune semnul contrarul A. Semnul contrarul A. Deci, 3 fiind pozitiv, la stânga se pune semnul contrarul lui, cât, lui A, adică minus. La stânga se pune semnul contrarul lui 5, minus. Și la dreapta semnul lui A. Dar eu refuz partea mecanică. Deci refuz să fac matematica asta după reguli. Eu vreau să înțeleg. Și asta face proful online. Tot timpul la lecțiile sale face ca dialogul să aibă altă, să spun, alt suport, acela de a înțelege fenomenul. Ce se întâmplă? Cum? De ce facem semnul acela? Și acum să vedeți de ce. Pentru că după înlocuire, cu x sus sau jos, y mă interesează pe mine. Când, după legea asta, sunt y pozitiv, când sunt y negativ, și pe urmă fac plus cu plus, minus cu minus, legea semnelor, pur și simplu. Deci atragem linia acum și zicem că aici vom avea chiar 3x plus 1 supra 5x minus 2. Și facem după legea semnelor. Și zicem, în dreptul minus 1 pe 3, cine este 0 în dreptul minus 1 pe 3? 0 este 3x plus 1. 3x plus 1 este numărător și 0 supra ceva, 0 împărțit la ceva, face 0. Da? În dreptul lui 2 pe 5. De ce bară? Pentru că... Ceva pe 0. Ceva pe 0, deci împărțirea la 0 nu are rost. Și atunci spune că nu există împărțirea acolo pentru fracția asta. Și acum facem. Minus pe minus face plus. Dar, de fapt, voi trebuie să înțelegeți așa. Pentru x și care vin de la minus infinit până la minus 1 pe 3, după prima rețetă obținem y negativ, după a doua rețetă obținem y negativ și minus pe minus y, cea la împărțirii, ar să facă plus. Exemplu. Dacă le iau pe minus 1 și înlocuiesc aici, vine minus 3 plus 1 face minus 2, și jos minus 5, minus 2, minus 7,
minus pe minus la împărțire va face plus. Deci valoarea va fi un număr pozitiv. Și apoi pentru x și de la x la minus infinit la minus 1 pe 3, radicalul se descurcă. El nu are niciun motiv de supărare. Mergem mai departe. Pentru x între minus 1 pe 3 și 2 pe 5, este minus, pentru că plus pe minus, nu la împărțire, minus. Și în sfârșit, plus. Și acum vedem unde se întâmplă ca 3x plus 1 supra 5x minus 2 să fie mai mare egal decât 0. Unde? De la minus infinit la minus 1 pe 3, de unit cu intervalul exact. 2 pe 5. Deci răspundem scurt, acolo, că x aparține intervalului minus infinit, minus 1 pe 3, parcă a fost, nu? Minus 1 pe 3 închis, că și egal poate să fie, reunit cu 2 pe 5, parcă deschis, incide la 2 pe 5 deschis, pentru că nu avea rost fracția, da? 2 pe 5 la plus infinit. Și atunci vom spune că f e definită, că nu am nicio supărare. Radicalul ăsta care era pretențios și spunea că, atenție, eu nu mă pot descurca decât dacă mă asigur tu că numele, după înlocuirii, sunt numele pozitive. Spune, f e definită pe minus infinit minus 1 pe 3, reunit cu 2 pe 5 la plus infinit, deci x și de aici pot să ia valori, cu valori, adică după ce înlocuim, ce vom obține pentru funcția asta cu valoare R. În R plus, dacă suntem și mai exigenți. Din ce R plus? Că valoarea unui radical de ordin par, după ce lucrează, dă numele pozitive. Dacă vreau să fiu, repet, dar eu pe mine mă frământ aici să găsesc domeniul de definiție. Foarte important. Deci foarte, foarte important este să stabilească domeniul de definiție. Sigur că în practică nu se face. Notăm cu F1, cu F2, fracție, numărător, numitor, face. Deci, frate, îmi vreau tabelul de variație semnă și trecem la lucru în viteză. Că suntem în contratimp, nu? Nu avem timp să perdem. Dar acum ce am făcut eu este pentru înțelegerea în intimitatea fenomenului. Deci, de foarte multe ori în exerciții, vi se indică legea de corespondență, modul de asociere, da? Și voi trebuie să stabiliți domeniul definiției. Adică puneți condiții și rezolvați și stabiliți mulțimea asta. Asta este esențial lucru. Este esențial lucru. Și anume, dacă veți încerca acum și veți face corespondența prin funcția asta, pentru orice x de aici, găsiți y. Ia să vedeți. Pentru x egal cu, dați-mi voi un x. Din zona asta, minus infinit, minus 1 pe 3, 1 cu 2 pe 5 plus infinit. Cât? 2. Pentru x egal cu 2, rezultă f de 2, adică imaginea, f de 2 va fi radical din 3 ori 2, 6 și 1, 7, supra 5, 10 minus 2, 8. Radical e 7 pe 8. Deci lui 2 îi se pune în corespondență 7 pe 8. Am realizat lucrarea prin, pentru că am găsit pentru x egal cu 2, imaginea, după funcția asta. Dacă schimbăm funcția, alt y va fi. Deci sunt elementele acestea foarte importante. Domeniul cu domeniu și legea de corespondență. Deci trei lucruri definesc o funcție. Domeniul cu domeniu și legea de corespondență. Bine. E radical de 7. Cât? E radical de 7 pe 8 imagine. Dar am greșit eu aici? 5 ori 2. Dar imaginea nu e radical de 7 pe 8? Radical de 7 pe 8, sigur. Deci imaginea este radical de 7 pe 8 și am zis numai 7 pe 8. Era greșit. Uitați să zbura radical. De-aia vă am pe voi aici în față. Eu mă duc mintea în altă parte și uneori mai pot să trec la greșit. Așa că voi interveniți prompt ca să nu se trec în greșit. Mai ales că se și filmează. Nu ne permitem să avem greșit, da? Da. Am să luam, iau o altă funcție. Fie funcția f de x. Spuneam că este esențial să știți acest domeniu. Definiție, de x egal cu logaritm în baza 3x plus 1 supra 5x minus 2 din x pătrat minus 4x plus 3. Asta e funcția.
și să se stabilească domeniul de definiție a acestei funcții. Cum procedăm? Să se stabilească domeniul de definiție. După înlocuirea cu X, trebuie să vedeți că apare logaritm dintr-un număr, într-o bază, logaritm dintr-o bază, dintr-un număr. Numărul respectiv trebuie să fie pozitiv. Hai să ne amintim un pic. Logaritmul este inversa funcției exponențiale. Deci funcția exponențială a la X, așa, e definită pe R, cu valori în R plus. Deci numele, valorile pe care le găsim sunt numere pozitive, chiar strict pozitive, fără zero. Bun, arăt dacă luăm F ca exemplu. F de X egal cu 2 la X. E bine, când facem corespondența, veți vedea numai numere strict pozitive. Când X-ul e 0, e 1, când X-ul e 1, 2 la 1, 2, 2 la 2, 4 și mai departe. Deci numai numere pozitive. X negativ, 2 la minus 1, ce înseamnă? 2 la minus 1, 1 pe 2. 2 la minus 2, 1 pe 2 la 2 pe 4. 2 la minus 3, 1 pe 8 și așa mai departe. Dar tot numere pozitive, asta vreau să spun. Ca să vorbim de exponențială, trebuie să ne legăm de acest A și A trebuie să fie mai mare ca 0. Deci există funcția exponențială dacă A e mai mare ca 0 și A diferit de 1. Că dacă ar fi 1, 1 la orice putere face 1 și n-ar mai fi. Corespondența n-ar mai avea, n-ar prezenta interes. Deci ea spune baza mai mare ca 0 și diferit de 1. Ei, am un volum, veni vorba, am un volum foarte important, intitulat funcții. Îl găsiți la Prof Online acolo, dacă tastați pe Google. Și veți vedea, am luat noțiunea de funcții de la lucrurile de început, și am vorbit de funcții subjective, injective, objectivitatea și așa mai departe. Toate lucrurile acelea. Deci în 10 DVD-uri, într-un pachet, am prins tot ce trebuie despre funcții. Și ca să vedeți ce conține acolo, când dați la Prof Online, intrați pe videomatematică și din videomatematică deschideți pagina și se apare acolo pachete de DVD-uri și se deschide o pagină unde veți vedea și volumul acesta cu funcții, intitulat funcții. Și două din lecții sunt la vedere, le puteți vedea, ca să vă dați seama cam ce conține acolo. Dar să mă întorc înapoi. De cea mai mare ca 0 la diferit de 1. Funcția este bijectivă, funcția exponențială bijectivă, adică și surjectivă și injectivă. Trebuie să vorbesc și de surjectivitate și injectivitate poate cât de repede. Și atunci există inversa. Și inversa este funcția care îmi face să-ți ia ta înapoi. Adică dacă prin funcția directului 2 corespunde 2 la 2 cât ar fi aici 4, 4, acum lui 4 se corespunde 2. Deci funcția inversă face corespondența inversă. Adică de la numere pozitive R plus tenuță la R. Și funcția asta inversă este tocmai logaritm. Logaritm baza care e definită pe R plus steluță cu valori în R. Deci funcția logaritmică, funcția logaritm, e definită logaritm, atâta pot să mai spun A la X, funcția logaritm, dar n-ar avea rost, hai să zic în sfârșit, definită pe R plus steluță, deci ea lucrează numai dacă X-ul ăsta este un număr pozitiv, strict pozitiv. Și fiindcă e vorba de A-ul de aici, cum trebuie să fie A-ul? Mai mare ca 0 și diferit de 1 de la exponențială. Deci, acum spun, există logaritmul baza A din B, dacă și numai dacă sunt îndeplinite condițiile. Deci când am văzut un logaritm, îmi merg în condițiile. A mai mare ca 0, A diferit de 1 și B mai mare ca 0. Da? Deci, în cazul nostru, cine este A?
baza. Și B-ul cine este? Ăsta e argumentul, B. Și atunci ce condiții pun aici? Există funcția asta, dacă și mai dacă, sunt îndeplinite condițiile. Hai, dragă, vorbește. 5x. Totalul. A, 3x plus 1 supra 5. Așa, și se lucrează. Obișnuința mea este asta. Se lucrează, stai cu căițelul, cu capul în căițelul tău acolo, cu ochii cu privirea acolo și lucrezi și vorbești. Da? Deci 3x plus 1, dragă, vorbește. 3x plus 1 supra 5x minus 2. Să fie de mai întâi mai mare ca 0. Și tot ea. 3x plus 1 supra 5x minus 2. Da. Diferit de 1. Diferit de 1. Și am terminat cu baza. Cine vine acum la rând? Argumentul, adică cine? X pătrat minus 5x plus 4 să fie mai mare ca 0. 4x plus 3. 5x, 5x pătrat minus 4x plus 3, da? Minus 4x plus 3 să fie mai mare ca 0. Deci x pătrat minus 4x plus 3 mai mare ca 0. Și prima. Cum o rezolvăm pe 3x plus 1 supra 5x minus 2? Am făcut-o mai înainte, nu? 3x plus 1 supra 5x minus 2. Mai mare ca 0, unde a fost? Uitați-vă în tabel. De la minus infinit la... Deci echivalentul x aparține de la minus infinit până la minus 1 pe 3. Închis. Când are și egal, dar aici nu mai am. Nu. Deci deschis. Reunit cu... 2 pe 5 la plus infinit. Asta este o dată. Și acum să rezolvăm și pe asta. Diferit de 1. Facem egalitatea cu 1. Deci mergem pe negații. Adică o să mergem cu 3x plus 1 supra 5x minus 2. Dragul, vorbește, te rog. Egal cu 1, echivalent cu 3x plus 1 egal cu 5x minus 2. 3x plus 1 egal cu 5x minus 2, echivalent, vorbește, vorbește. Echivalent cu minus 2x. Minus 2x. Este egal cu minus 3. Da. X este egal cu minus 3 pe 2. Minus 3 pe 2. Pe minus 2. Minus 3 pe minus 2, nu așa bine? Da. Adică egal cu 3 pe 2. Este plus 3 pe 2 sau minus 3 pe 2? Minus 3 pe 2. Deci egal cu 3 pe 2. Îți convine? Ce se întâmplă pentru x egal cu 3 pe 2? Are loc egalitatea. Dar tu aveai pus să nu fie egalitate. Deci, de element din... deci pe ăsta 3 pe 2 nu ne place, nu-l luăm. Deci corect aici, ca să fie problema rezolvată, echivalent cu a spune că x diferit de 3 pe 2. Da? Deci pentru x egal cu 3 pe 2 a fost cu egalitate. Tu ai plecat cu egalitatea să vezi în ce moment se întâmplă asta. Se întâmplă în 3 pe 2. Și cum tu ai avut diferit, înseamnă că x-ul e diferit de 3 pe 2. Și asta, cum o rezolvăm? X pătrat minus 4x plus 3 mai mare ca 0? Ecuație de gradul 2. Ecuație de gradul 2. Aș vrea la 50 de minute așa să mă anunț ca să putem opri. Da, mai o trecut o oră. Nu, 33 de minute. 33, la 50, știu ce acolo, da? Ei, să... adică 50-55 de minute, important când încheiem un exercițiu. Asta vreau să spun. Facem o pauză și îl dăm drumul din nou. X pătrat minus 4, x plus 3 mai mare ca 0. Cum procedăm aici? X pătrat minus 4, x plus 3 mai mare ca 0. Cum rezolvăm ecuația asta de gradul 2? Deci, în culise, în culise, ne închipui că ar fi o funcție, f de x, că asta face ce știm să facă, să facă corespondența, și ne întrebăm când ea este egală, când dă imaginea 0, care sunt x și care se realizează 0. Deci, practic, luăm x pătrat minus 4x plus 3 egal cu 0. Și asta înseamnă x1 odată egal cu cât? Cu 3. Și al dată x2 egal cu 1, 3 și 1. Ce numere adunate se facă 4 și mulțite se facă 3.
Și atunci facem tabelul de corespondență, tabelul de variația semnului, spunem noi, x de la minus infinit la plus infinit, 1 și 3, iar imaginile prin funcția respectivă al 1 și al 3 este 0, respectiv 0, da? Și atunci intervalul de la minus infinit la plus infinit este rupt practic în 3 intervale, 1, 2, 3. Și luăm un x din zona, dintr-un interval și găsim imaginea. Eu zic că 0 se află aici, mi-e comod. Și imaginea lui 0 cât este? 0, dacă mă opim x cu 0, 0, 4, 0, 0, 3. Număr pozitiv, plus 3. Deci plus va fi pe aici. Apoi, dacă luăm de partea asta, va fi minus. Și pe urmă, plus. Se reține de la clasă, spun așa. Între rădăcini se pune semnul contrar lui ea. Dar e mecanic. Și nu-mi place. Nu-i mai sănătos să-i dai un rășat, să vezi cum pleci pe un interval și alternează și fă treaba. Cât de clar. Asta trebuie să fie în minte. Și cum am vrut noi să fie? Cum am vrut să fie x pătrat minus 4 x plus 3? Mai mare ca 0. Unde sunt pozitivi y care apar? Aici și aici. De la minus infinit la 1 și reunit cu 3 plus infinit. Deci răspundem în dreptul inecuației de acolo. Ce răspundem? Echivalent cu x aparține Alexandra, Roxandra sau Alexandra, am uitat. Alexandra, da? Roxandra. Roxandra. Poftim, mă rog, când vorbește. X aparține la minus infinit la 1 deschis, că a fost inegalitatea strictă, corect, reunit cu 3 plus infinit. Tot deschis. Ei, deci, primii spune, eu vreau X și în zona asta. Cea de-a doua spune, da, eu vreau pe ăștia aici. Ca să-i mulțumim, să ne mulțumim pe amândouă, să fim fericită și prima și cea de-a doua, ce o să facem? Să ne intersectăm. Intersectăm, căutăm zona comună. Deci luăm pe o axă, pe o dreaptă. Da? Să luăm, deci, de la minus infinit la plus infinit. Și minus 1 pe 3, apoi ce aș avea? Minus 1 pe 3, 1, da, 2 pe 5, mai întâi 2, pune aici 2 pe 5, da? 2 pe 5 și 3. Și 3. Și prima, hai să marcăm pentru prima, minus infinit minus 1 pe 3, o dată. Și reunit cu 2 pe 5 la plus infinit. Apoi, minus infinit 1 și 3 plus infinit. Și ne uităm unde sunt două linii. Care e zona cu două linii suprapuse așa? 2 pe 5 și 1. Câte? Este 3 pe 5. 2 pe 5. 2 pe 5, 1. Este așa o zonă, corect. 1, 3. 1, 3. Văd o singură linie. Unde sunt două, mă? Nu se văd două. Infinit, la minus, la minus infinit până la minus 1 pe 3, că vedem două. Iar la 2 pe 5 la pe 5 infinit. La... Nu. Minus. Reunit cu 2 pe 5, 1 și cu 3 plus 3 infinit. 3 plus infinit. Deci se văd aici două. Aici două. Pe bucățica asta atât. La șurața la clasă, parcă, nu? Deci unde sunt două? Și aici arăt două. Și aici două poftim, ca să vă arăt și mai clar. Deci, ca să fie amândouă mulțumite, răspundem x aparține, de aici rezultă că x aparține, dictează Ana, minus infinit minus 1 pe 3, deschis, nu? Reunit cu 2 pe 5 la 1 și reunit cu 3 plus infinit. Deci minus infinit minus 1 pe 3, cu 2 pe 5 la 1, reuniți cu 3 plus infinit. Dacă am luat orice x din zona asta, de aici, de aici sau de aici și am înlocuit, atât prima cât și a doua este a treia este satisfăcută. Dar noi aveam x diferit de 1. Vă amintiți cât ne dăduseră ca să fie 1? 3 pe 2. 3 pe 2, da? Deci înseamnă echivalent, poate spune, x diferit de 3 pe 2.
Să vedem unde este 3 pe 2. Este undeva 3 pe 2 situat? 5 între 2, 2 pe 5 și 1. 3 pe 2 s-ar afla aici, nu? Deci 1,5. Nu. Nu este. Este între 1 și 3, deci nu am scăpat. Deci nu s-ar afla aici, nu? Sigur 3 pe 2 ne-a dat? Ia mă uitați-vă o dată. Da. Deci când am luat că e egal cu 1, dar 3 pe 2. Și 3 pe 2 nu este plasat nicăieri. Nu trebuie să-l mai scândem. Că dacă ar fi fost 3 pe 2, fie aici, fie aici, fie aici, a spuneam minus mulțimea formată din elementul 3 pe 2. Dar nu aveam niciun motiv, acum să-ți vedem, să fii sănătos. Nu ne deranjează. Este satisfăcut asta. În orice x anual, așa, este satisfăcut. Și acum Domnul spune că funcția de mai sus, asta care am avut-o, logaritmul acesta, f-ul e definită pe, spune-mi, f-ul e definită pe minus infinit, minus 1 pe 3, reunit cu 2 pe 5 la, plus, la 1, până la 1, și reunit cu 3 plus infinit. Cu asta, cu valori, cu valori, e important, am stabilit domeniul de definiție a funcției acestea. Pentru orice x din zona asta, tuturor le pot găsi y. Pentru că logaritmul lucrează. Are rost. Va fi în bază mai mare ca 0 diferit de 1. Ia să luați un x la întâmplare. Minus 1 bunare. Dacă înlocuim pe x cu minus 1, cât ar fi imaginea lui minus 1 prin funcția asta? Pentru x egal cu minus 1, f de minus 1 ar face cât? Hai, Andra, vorbește. Logaritm în baza 3 minus 3 plus 1 minus 2 supra cât te face aici? Minus 7. 2 pe 7. În baza 2 pe 7 din cât face aici? Dacă locuim pe minus 2, pe minus 1, 1 plus 4, 5 cu 3, 8. Are rost că locuim în baza 2 pe 7 din 8. Pentru că e baza mai mare ca 0 diferit de 1 și argumentul e 8, un număr pozitiv. Nu se întâmplă ca să intre logaritmul în panică. Indiferent ce x vom da de aici. În concluzie, pentru orice x găsesc y. Asta era esențial. Fiecare x, tuturor x-lor, să le putem pune în corespondență. Dacă să căutăm un x dintre minus 2 pe 3 și 2 pe 5, până la 0, ia să vedem un 0, am putea pune corespondență. Pentru x egal cu 0, f de 0 ce ar face? F de 0 ar face logaritm în baza minus 1 pe 2. Clar. Terminat. Nu se poate logaritm într-o bază negativă. Deci, vedeți, noi am căutat să descoperim doar pe cei x cărora le putem pune în corespondență, da? Le putem găsi imagini. Asta, ca să puteți face ieșiții, este lucru important, important. Trebuie să stabiliți domeniul definiției corect. Iată dacă am să vă dau și o altă funcție. Să spunem că luați funcția, să dă funcția f de x. F de x egal cu arc sinus din 3x plus 1 supra minus 2x plus 7. Da? Minus 2x plus 7. Să se afle domeniul definiției acestei funcții. Cum vine? Sinusul invers, arc sinusul invers al sinusului. Așa. Sinusul e definit de la minus 1, 1 pe R. Sinusul. Deci sinusul lucrează asupra unor unghiuri.
Da? Și el eliberează niște numere. Deci le se pune în corespondență niște numere. Ce fel de număr? Care e valoarea maximă a sinusului și care e valoarea minimă a sinusului? Maximul. Maximul e 1 și la câte grade se produce când sinusul? La 90 de grade. Și cea mai mică valoare? Este minus 1. Și se produce la... Dacă știți prof online și vă uitați deloc acolo, mai doare chestia asta. Sunt acolo primele lecții ale mele, sunt acum vreo 350 te-ai mai uitat eu despre blog. 53, 54, 55. Da? De timpul când ne-am întrebat, erau vreo 300. Cam așa. 290, 300, 300 ceva. Dar de atunci am vrut continuu. Și când am fost în America, am mai pus încă niște filme. Ați văzut filmele acelea cu fetița aceea de, care vorbește în engleză? Este de clasa a treia. Și o băiețel în clasa a șasea. Nu vă uitați. Problema voastră. Nu vă... Merită să vă uitați. Sunt niște lucruri de excepție ce vedeți acolo. Spuneam că în primele lecții am făcut trigonometria într-un limbaj al meu propriu, pe înțelesul tuturor. Secretul este cercul trigonometric, eu nu știu. Până așa zi, da. Deci, ca să puteți înțelege trigonometria, trebuie să vă desenați repede un cerc acolo. Și să zicem că avem aici A, A prim, diametrul acesta, da? Orizontal. Și B, B prim. Da? A prim și B, B prim. Unghiul pe care îl vedem în sens pozitiv este când se pleacă din A spre B. Și iată punctul M care a plecat din A are anumită poziție la un moment dat. Da? Să spunem poziția asta. Și atunci am deschis. Avem o deschizătură. Avem un unghi. Unghiul A, O, M. Deci, M-ul care a plecat din A, în sensul ăsta, descrie unghiuri pozitive. Dacă va merge în partea cealaltă, vom avea unghiuri negative. Și acum, dacă ducem perpendiculara din M pe OA, M prim, atunci se formează triunghiul O, M, M prim. Deci, triunghiul O, M, M prim. Și dacă aplicăm sinus de unghiul alfa, sinus de unghiul alfa este egal cu cateta opusă. Cât e cateta opusă? M prim. M prim supra O M. Iar O M în cercul trigonometric este 1. Cercul de rază 1. Se ia cercul de rază 1. Unitate. Și atunci vine M prim supra O E1 și rămâne M prim. Iar cosinus unghiului alfa este egal cu cateta alăturată O M prim O M prim supra O M. Și va fi O M prim. Din ce motiv O M prim? O M este 1. Deci, ăsta este, hai să spunem așa, este sinusul și bucata asta așa este cosinusul unghiului alfa. De sinusul este segmentul ăsta, iar cosinusul este segmentul ăsta. De fapt, ca orice punct din plan, punctul M ce coordonate are? M ce coordonate are? Ca orice punct din plan are un X și un Y. Punctul M de pe cercul trigonometric va avea X-ul OM prim, dar care înseamnă cos de alfa. Da? X-ul e cos de alfa. Iar Y-ul este... Nu? Y-ul înseamnă Y-ul acesta, adică tocmai M prim și sinusul de alfa este. Deci, pe cercul trigonometric, fiecare poziția lui M pe cerc, va însemna cosinus și sinusul. Cosinus și sinusul. Deci cosinusul este
proiecția pe axa X-ilor, iar sinusul proiecția pe axa Y-ilor. Doar la urma urmii, M' este ăsta de aici, să ne înțelegem. Da? Deci ăsta e cosinusul și ăsta este sinusul unghiului alfa. Când unghiul este 0 grade, când unghiul este 0 grade, sinusul, cosinusul, tangenta și cotangenta. Pentru 0 grade se pun aici, da? 0 grade. Pentru 0 grade, deci alfa egal cu 0 grade, unde se află punctul M? Cu cine coincide M ca unghiul să fie de 0 grade? Cu A. Cu A. M coincide cu A. Deci dacă alfa e de 0 grade, nu mai am deschizătură, înseamnă că M a ajuns chiar în A. A ce coordonate are? Ca o... 1 și 0. X-ul este 1 și Y-ul este 0. Deci 1 și 0. Dar cine are de pe locul 1? Cine e pe locul 1? Cosinusul. Și pe locul 2? Sin. Deci cos de 0 grade cât este? 1 și sin de 0 grade este 0. Ăsta e motivul. Deci cos de 0 grade este 1 și sinusul este 0. Tangenta care e sin pe cos, sinus pe cos, că tangenta este cateta opusă supra cateta alăturată, cateta opusă sinusul supra cateta alăturată cosinus, da? Și cât este sin pe cos? 0 pe 1? 0. Iar cotangenta care este 0, 1 pe 0, cos pe sin, nu există. Da? Nu există cos de cotangenta de 0 grade. La 90 de grade, de rigoare, la 90 de grade, până la 90 de grade, M o plecat din A, o făcut M egal cu B. Da? M coincide cu B. B ce coordonate are? Dacă e pe axa Y, cu pe axa Y. 0, 1. Adică aici, cosinusul din 90 de grade, voi spune, și sinusul din 90 de grade. Și atunci voi spune, cât este cos din 90 de grade? 0. Iar sin din 90 de grade este 1. Ăsta e motivul. Cos din 90 de grade e 0, sinusul este 1. Tangenta e sin pe cos. Nu există. Și cotangenta e 0. Și așa mai departe. La 30 de grade. Hai să vedem la 30 de grade ce se întâmplă. Până la 30 de grade, hai să zicem că asta ar fi poziția. Înseamnă că acolo a fost în câte părți împărțit acolo ăsta? În 3. Ca să fie 30 de grade. Sinusul de 30 de grade ar fi bucățica asta. Înseamnă că nu e chiar așa. Deci un pic mai mult ar trebui. Cam așa. Sinus la 30 de grade, iată-l. Ăsta e 30 de grade. Da? Sinusul este bucata asta, sin de 30 de grade. Cât este oare mărimea acestuia? Jumătate. Păi gândim așa. Triunghiul ăsta, ce fel de triunghi este? M, O, M prim. Triunghiul de leptomeni. Și că atâta au pus unghiului de 30 de grade, este și mai da. Dar de unde vine chestia asta? Cât e de imediat acum să vezi imediat. Zicem așa. Triunghiul ăsta e social, da? Da. Ăsta e de 30 de grade, cât o rămas să fie ăsta? 60. 60 de grade. Ce fel de triunghi este B, O, M? B, O, M. Echilateral. Din ce motiv? Că este isoscel. Și aia unghi și aia unghi este echilateral. Unde pică înălțimea dusă? La mijlocul... La mijlocul lui BO. Și BO cât e de mare? De 1. 1. Și atunci jumătatea? 1 pe 2. De asta se de 30 de grade 1 pe 2. Asta e motivul foarte temenic. Că cateta a pus unghi 30 de grade jumătate de ipotenuză. Dar nu avea un motiv temenic. Acum ai înțeles de ce? Deci, 1 pe 2 e sinusul de 30 de grade. Cosinusul, cum îl afli? Păi dacă sinusul e 1 pe 2, asta e 1 prin Pitagora. Nu?
cateta la pătrat, ipoteza la pătrat, și altă cateta la pătrat. Deci vine din 1 minus 1 pe 4, face 3 pe 4, și radical de 3 pe 4 este 3 pe 2. Radical de 3 pe 2. Radical de 3 pe 2. Și mai departe. Formula aceea fundamentală, sim pătrat plus cos pătrat face 1. Știți de unde vine? Uite aici. Sim pătrat plus cos pătrat face 1. Da? De sim pătrat de alfa, marea minune, sim pătrat de alfa, indiferent ce unghi, plus cos pătrat de alfa, egal cu 1. Formula fundamentală a trigonometriei. Sim pătrat plus cos pătrat face 1. De ce vă spuneam? Trigonometria făcută în stilul ăsta este cum să o înțelegi, de nu se mai, nu se mai trebuie. Nu mai uiți nicio formulă. Toate formulele. Panica voastră e mare în suflet. Când zici trigonometrie, că voi ați înțeles trigonometria ca pe un set de formule. Azi le înveți, mă le uiți. Azi le înveți, mă le uiți. Mare dragă cu voi. Așa mi s-a întâmplat și mie. Am mai povestit asta. Deci când eram în clasa 10, între 10 am făcut trigonometria și am făcut-o în semestri, era pe semestri pe vremea mea, am avea semestri. S-au făcut, s-au închis. Timpul s-a dus la 50 minute. 56. E, oprește-o acum.